un incendiu a mistuit o fabrică de încălțăminte din Jilava. În misiunea sa, un pompier și-a găsit sfârșitul după ce un zid exterior s-a prăbușit peste el. Flăcările au cuprins o suprafață de 2000 de metri pătrați, iar la fața locului au intervenit 13 autospeciale de stingere și 4 cu scări. În timpul misiunii, un angajat ISU a decedat după prăbușirea unui perete. Deși extras dintre dărâmături, pompierul n-a mai putut fi salvat. Reprezentanții ISU au confirmat că nu există victime civile, iar riscul ca focul să se propage la alte clădiri învecinate este nul.